Bine ați venit, așezătoare! Bine v-am găsit! Ați luat la dumneavoastră și lucru, tot ce trebuie. Și ați luat și fetele tinere ca să le învățați să coasă, nu? Bună ziua, bine ați venit! Tradiția spune că de dragobete, plăcăii și fetele se întâlneau în centrul satului. Puteți să veniți copii și voi, veniți aici lângă mine. Deci plăcăii și fetele se întâlneau în centrul satului sau în fața bisericii și mergeau în pădure să culeagă primele flori de primăvară, ghiocei, tămâioasele. Și plăcăii și fetele noastre vor face același lucru, vor merge în pădure să culeagă flori, după care se vor întoarce și o să stăm aici de vorbă cu ei să ne spună ce flori au găsit și apoi să facem o horă a dragostei aici în fața acestei frumoase clădiri care ne găzduiește așezătoarea noastră de astăzi. Bună ziua tuturor și bine ați venit la așezătoarea dragostei în Mușcel. Am intitulat-o așa pentru că astăzi românii sărbătoresc dragobetele sau sărbătoarea dragostei la români. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură Tudor Mușatescu în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte Argeș și cu Fundația Pro Patrimonio, cea care este proprietarea acestei clădiri frumoase, Vila Golescu din Câmpul Lung, unde se desfășoară acest eveniment. Această așezătoare este cuprinsă în programul și calendarul de activități al Casei de Cultură și vreau să le mulțumesc Consiliului Local Câmpul Lung și primarului municipiului Câmpul Lung, doamna Elena Lasconi, pentru sprijinul pe care îl acordă instituției noastre pentru, iată, promovarea și păstrarea culturii tradiționale românești, a identității noastre naționale, a tuturor obiceiurilor și tradițiilor care ne leagă de acest pământ. De fapt, ce este așezătoarea? Cei mai mulți dintre noi nu am prins timpurile în care se organizau șezători. Tocmai de aceea ne dorim să reînviem aceste tradiții, măcar la acest nivel și să facem în așa fel încât tinerii de astăzi să nu uite și ei la rândul lor să ducă mai departe aceste obiceiuri. Se spune că în perioada de iarnă, când nu prea erau așa multe munci și activități pe lângă casă, femeile se strângeau la așezători, unde torceau, coseau, depănau, spuneau povești, ghicitori, znoave. Tot în cadrul așezătorilor, cei mai în vârstă le cultivau tinerilor dragostea de țară, dragostea pentru frumos. Învățau de la cei mai în vârstă, cei tineri, cum să se comporte în societate. Deci, într-o șezătoare, nu doar se lucra, se și învățau foarte multe lucruri și se îmbina într-un mod plăcut utilul cu plăcutul. Asta ne dorim și noi de la această așezătoare. Este a doua ediție a așezătorii Dragostei Mușcel, pe care organizează Casa de Cultură. Și vreau să începem cu prezentarea celor care participă la acest eveniment. Pentru că avem aici doamne și tineri și care sunt cursanți în cadrul secțiilor externe, Câmpul Lung, Buia de Jos, Băinarii de Mușcel și Mioarele, la secția de țesut cusut și o au ca instructor pe doamna Izabela Ion și trebuie să felicităm atât pe doamna instructor cât și pe doamnele și domnișoarele prezente pentru că, iată, doresc să învețe și să ducă mai departe acest meșteșug.
Să începem de aici, din dreapta noastră, cu doamna care vreau să ne spună cum se numește și ce lucrați dumneavoastră astăzi în cadrul șezătorii noastre. Bună ziua! Mă numesc Valoven Nicoleta, cursant la Școala Populară de Artă și Meserii Câmpul Lung și aici tricotez un ciorap. Foarte bine, mulțumim. Mai departe. Mă numesc Vasile Ștefania Ioana. Câți anișori ai, domnișoară? Am 9 ani. Mulți înainte, foarte frumos. Eu întorc cu gemul și... Faci gemuri de geme de lână, da? Foarte bine. Ajuți acolo pe bunica, da? Da. Bravo. Mă numesc Leca Bianca Ștefania, sunt de la Școala de Arte și Meșteșuguri Mioarele și Oțez. Zisica Mihai este numele meu, este neobișnuit ce am adus eu astăzi la șezătoare, întrucât execut crestături în lemn. Cred că la vremea respectivă nu se făcea la șezătoare asemenea meșteșug, dar sunt convinsă că poate să fie pentru viitor... Să știți, la... doamna Zizica, să știți că în funcție de, specificul șezătorii, nu numai se țesează, făceau și alte lucruri, probabil că și acestea, da? Pentru că erau șezători la care participau și bărbații și tinerii, ei turneau lăutari, că de-aia i-am adus și noi, tocmai pentru a îmbina aceste două lucruri, munca cu voia bună. Mă numesc Andreea Pintuiu și eu sunt la o legătoare. Legătoarea, știi ce reprezintă ea sau, face parte din costumul popular, da? Da, se leagă de maramă. Se pune pe cap, da? Da. Da, bine, mulțumim. Bună ziua, mă numesc Baer Alexandra, am 34 de ani și cos la o legătoare. Mă numesc Olteanu Daria și pun flutru pe oie. Sunt instructor la Școala Populară de Arte și Meserii și țes războiul mare râie. Mulțumim și felicitări, doamna Izabela, pentru ceea ce faceți în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru păstrarea și promovarea acestui vechi meșteșug. Și noi vă mulțumim că ne invitați de fiecare dată. Bună ziua, numele meu este Mona Ganea și lucrez păpuși din lână, cu brute și cu caier de lână. E un meșteșug, cu siguranță l-au făcut și bunicile și străbunicile noastre, când nu le făceau copiilor cadouri păpuși de plastic. Așa că îmi doresc mult să se continue ideea de a da copiilor jucării din materiale naturale din lână. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Prezentarea participantelor din partea Școlii Populare de Arte și Meserii s-a încheiat. Oh,
mi-ai dat o treabă grea. Mereu am încercat, mințele s-au încurcat mai. L-am chemat pe Ionel, nu s-a priceput nici el. Mă, când m-a invitat, am să-mi văd măicuța mea. Da, un cântec care, iată, se potrivește de minune acestei șezători. Mulțumim frumos, Adelina Măicianu. Da, lasă microfonul aici. Te rog să iei din nou loc acolo unde ai fost și înainte, cadrul șezătorii. O invităm acum pe Ailinu Droiu. De dragobete, plăcăii și fetele merg în pădure să culeagă flori.
pe care fetele mai apoi le pun la oglindă, le țin pentru a face descântece de dragoste și noi așteptăm pe plăcăii și fetele noastre se întoarcă din pădure ca să vedem dacă într-adevăr primăvara e aproape, dacă florile, primele flori ale primăverii au răsărit deja. Mergem mai departe și o invit acum pe tânăra domnișoară Alexandra Din, care ne va interpreta un cântec, o sârbă de dragoste, când îmi vine Neica în gând. Superb. Ea e deloc din Mărăcineni, dar să știți că Mărăcineniu a făcut parte din fostul județ Mușcel. Adică aici este numai Mușceleni, ca să ne înțelegem. O poezie care se numește Gărgăuni de fată mare.
Ia să vedem asta. Mai ales că ea se pregătește acum să se căsătorească. Da. Deci pregătiți. Dragobete, dragobete, dai târcoale pe la fete și e lași grele, băiete. Cu mijlocul strâns în bete și cu prea multe secrete. Pe Ilinca lui Papuc o lăsași singură cuc. Frusine ea lui Moțoc i-a adus barza un cioc. Sunt ziua lui Gheorghiță și-a dat foc la prepeliță. Ruxandra lui Machișin a făcut un pui în fân. Bombonica lui Jartea și-a luat zborul după ea. Mardaloica lui Mardare se crede privighetoare. Iar Ghițoaica lui Ghițui a rămas fără părăzoi. Fârțoaica lui Median a fugit cu ciocârlan. Dragobete, dragobete, ce le dai aripi la fete? Și le lași încă de mici suflete cu păsărici. Foarte frumos, mulțumim! Mulțumim, Andreea, da? Acum, o altă mușeleacă frumoasă și ea cântă de obicei muzică ușoară, dar acum Ana Lemnaru ne va interpreta, dar nu-l văd, mi-am pus busuiocul în păr, nu-l văd busuiocul. Surpriză! E în sân? Se punea și în sân? Și să mă iubească băieții. Băi, busuiocule, băi, nu fi rău, hai și ajungă cu farmecul tău. Busuioc, mi-am pus busuioc în sân, măi. Pe sufletel să-mi șană el, să mă mântuie și să-mi spuie cine iubitul și cine îmi este zi. A pierdut șezătoarea noastră, nici nu-ți dă seama ce a pierdut. Mergem mai departe și vreau să rămânem așa pe live, pentru că urmează un moment special în care va fi așa o trecere între
Valent și Susen, între partea dreaptă și partea stângă. Pentru că în cadrul șezătorilor se spuneau ghicitori. Avem aici, în acest coș, ghicitori și o să începem din dreapta. Fiecare doamnă va citi câte o ghicitoare, iar fetele din partea stângă vor trebui să răspundă. Vom contabiliza și la sfârșit vedem cine a ieșit câștigător, da? Hai să începem acum cu partea asta, da? Ajută-mă tu, Mărie, și du-le și microfon ca să rostească, să poată să spună, și să ia de acolo... Așteaptă, te rog. Să-l și eu, să-l și citească și cineva de aici răspunde, să vedem dacă ghicește. Ia să vedem. Ia să vedem dacă sunteți pregătiți. De ce tăi clopotele la biserică? Scoară. Cine răspunde? Da. Unie, de scoară. Au câștigat. Tu contabilizează, da? Deci, una a ghicit. Felicitări. Hai să vedem ce mai departe. Microfonul mai aproape. Păi nu, altă ghicitare ai luat? Da. Da? Două fete ce poartă salbă, una neagră și alta albă, neîncetat se togonesc și în veci nu se întâlnesc. Cine? Ziua și noaptea. Păi nu, bun, a răspuns de acolo, e perfect, dar până la urmă e bine. Mărie, hai, dă-le să ia fiecare să tragă câte o ghicitoare și apoi continuăm cu... Și la fete, la acolo la masă, așa... O să pune și lăutarii să ghicească ceva. Da? Da. Care e bacșișul? Gata, atunci continuăm. Doamnă, vă rog. Ce zboară pe sus și nu îl vezi? Haideți. Vântul. Numai tu. Bine, vântul. A zis cineva de acolo. Vântul, da? De unde a zis? Trebuie să nu sufleți, să nu sufleți. Nu. Păi deci nu e corect. Altă ghicitoare. Voi nu suflați, orchestra, vă rog. A zis, voi sunteți cu acea, cu bașișul. Vă rog. Numai cei de aici, din stânga. Fetele de aici, da? O să vă mai aducă Maria ora o altă ghicitoare. Hai, Adelina. Coarne are, trag nu e. Barba are, popă nu e. Ghiciți ce e? Capra. Ai ghicit sau nu? Era capră. Capră, țap. A, capră. Femeia țapului, am înțeles. Da. Tot pe acolo. Bun. Și dă-i și doamnei cu furca și cu fusul. Ca să mai zic o dată. Ce este în oglinda cerului în adăpostul pământului? Lacul. Nu. Nu, de n-au ghici, nu? Este bine, apa din fântână sau lacul. Măi, fiți hotărâți. Una e lacul, alta e fântână. Apa din fântână. Apa din fântână, am înțeles. Cum o contabilizăm pe asta? Corectă. Voi, pe ce facem? Dar deștepții. Da, ce doamne pregătite și deștepte. Ia, încă o... Gina, tu cred că le-ai dat răspunsul. Dacă n-ar fi, lumea ar pieri. Iar dacă multă este, lumea prăpădește. Ce este? Viața. Mai citești o dată. Nu, ajunge. Da? Ajunge că prea au răspuns la toate. Trebuie să-i departajăm, nu? Spune-o. Hai, mai citești o dată, ne mai dau o șansă, că oricum văd că nu se descurcă. Dacă n-ar fi, lumea ar pieri. Iar dacă mult este, lumea prăpădește. Ce este? Albină? Orchestra, iar vorbiți de întrebați, vă rog. Oh, e tot timpul... Gata. Deci, 1-0, nu mai aveam o ghicitoare. Vă rog. Mândru înalt și frumos, la ochi este luminos. Urechi are, coarne n-are și te poartă în spinare. Ce să fie oare? Păi mergi în călare cu mea. Cald. Da, au ghicit. Deci avem o singură ghicitoare la care nu s-a răspuns, da? Bun, mulțumim, dar trecem tot la un moment muzical.
pe care o să ne-l ofere Maria Gheorghițoiu, Cine trece peste râu. Un cântec din repertoriul Ileanei Sărăloiu. Sărbătoarea iubirii, peste suflete și inimi, ziua noastră românească, dragostea să o vorbească, să o cânte, să o joace, să aibă pe vin încoace, să iubească mai cu foc, este ziua cu noroc. Dragii mei, iubiți cu toții, la oaltă cu nepoții, dragostea nu are vârstă, niciodată nu e tristă. Mulțumim foarte frumos! Este o doină de dragoste. Oh,
Strânge de cu dimineață. Oare ce să fie? Bravo, da. Ușorică asta, ușorică. La anul o să ne aleg eu. Am o fetișoară cu rochiță roșioară. Când începe a se dezbrăca, toți încep a lăcrima. Ceapa roșie. Bravo. Vine moșul pe cărare și-și duce casa în spinare. Merg. Da. A, unde sunteți, Gina? Ești doamna fost. Păi trebuie să scoatem și noi. Cine arde și nu scoate bun? Doru. Da? Și Doru. Doru arde mai tare. De ce prin sat și câini inovat? La cap pieptene, la trup pepene, la coadă secere, la picioare răschitoare, ce-i? Cocoșul. Ia gândește-te și spune, cine-i mai bogat în lume? Pământul. Ce este ziua plină și noaptea goală? Încălțămintea. Cine merge și tot stă pe loc? Soarele, soarele. Timpul. Cine te încână și nu te superi? Eco. Care este scorul? 5-1. Nu e bine, vă rog. Tarafu, ajutați și voi. Mare mea, Gheorghe, să mă mai ajutare. Ia ce crește mea. Înaintea îi trebuie să-și scoată fiecare pălăria. Deci înaintea cui trebuie să-și scoată fiecare pălărie. Ia să vedem. Cine e dată? Nu la președinții de stat. La frizer, domnul Cătălin. La frizer, da. E bine? Adevărat. Deci ne-am mai scos cu una, da? Să trăim și cu drag.
cine iubesc, iubesc, dar după tine mă topesc. Ești lumina ochilor, te-o iubim până să mor. Pe cine iubesc, iubesc, dar după tine mă topesc. Ești lumina ochilor, te-o iubim până să mor.